Resurse umane, ai succes dacă te sprijină top managementul. Dacă top managementul nu este acolo, probabil că poți să riști undeva să se piardă orice acțiune pe care o pretinzi. N-am avut problema asta în Agricover, am avut, exact cum am spus, privilegiul de a lucra cu niște colegi care nu numai că au susținut inițiativele de resurse umane, dar s-au implicat activ în ele. Și ceea ce am încercat să creăm, și anume ideea unei echipe cu o performanță deosebită, spunem noi că suntem pe drumul cel bun, este un proces continuu, este, nu pot să spui că l-ai reușit, te-ai oprit și nu se mai întâmplă nimic mai departe, dar sunt lucruri pe care zic eu că le-am făcut și cu care ne putem mândri și îmi face plăcere să le împărtășesc cu voi astăzi și de ce nu să aflu de la voi poate idei pe care voi deja le-ați experimentat în organizația voastră și ne pot ajuta și pe noi să facem lucrurile mai bine decât le-am făcut până acum. Ce s-a întâmplat când am ajuns în Agricover? S-a întâmplat un lucru foarte bun, am întâlnit niște oameni cu competențe deosebit de bune, dar competențe tehnice în domeniul agriculturii. Agricover, am putea să vă spun, lucrează în domeniul agribusiness, pentru cei care nu sunt familiarizați. Deci aveam angajați extraordinar de buni, dar angajați cu competențe tehnice foarte bune și, desigur, extrem de importante pentru noi, care veneam dintr-un alt domeniu. Știam management, dar nu neapărat management în domeniul agricol. Știam vânzări, dar nu neapărat vânzări în domeniul agricol. Știam multe, dar nu neapărat în domeniul agribusiness. Și atunci aveam nevoie de competențele acestor oameni, așa cum ei aveau nevoie de competențele noastre. Și am început să ne dăm seama că suntem extrem de importanți unii pentru ceilalți. De asemenea, ne-am dat seama că sunt totuși niște competențe care ne lipsesc. Ne-am pus imediat întrebarea ce este mai ușor, dacă ne referim la partea de vânzări. Este mai ușor să înveți un om tehnic să vândă sau este mai ușor să iei un vânzător pe care să-l înveți un produs tehnic? Dezbatere și putem să stăm aici să analizăm împreună care ar fi fost cea mai bună abordare. Eu spun că un business care crește cu cel puțin 40% în fiecare an și ajunge de la 50 de milioane cifre de afaceri la peste 200 de milioane cifre de afaceri a găsit o direcție sau a găsit o modalitate destul de interesantă de a răspunde la genul acesta de întrebări. Mi-a plăcut definiția talentului dată de Lucian, nu vreau măcar să o provoc, sunt extrem de acord cu ea. Ceea ce am să provoc o să fie partea legată de managementul talentelor. Când ai, când lucrezi într-un grup cu 6 firme, când ai 28 de locații unde se întâmplă lucruri și acele locații, bineînțeles că sunt în cu tot o altă parte decât București, talentul, așa cum l-a definit Lucian, este greu de văzut. Nu poți să vezi până în ultima locație, nu poți să vezi întotdeauna oamenii talentați și atunci pentru noi a fost o provocare să încercăm totuși să definim din punct de vedere al organizației noastre ce ar însemna talentul. Suntem în domeniul agribusiness, nu suntem în presă și atunci definiția noastră este mai puțin, să spunem, sprințar, așa cum Lucian a definit-o, dar la fel de importantă, pentru că știam că avem oameni extrem de talentați, știam că avem nevoie de acești oameni, și mai știam că trebuie să găsim o soluție, să putem să identificăm acolo unde sunt și să putem să creăm un cadru în care ei să se exprime. Și aceasta a fost, iarăși, o provocare destul de importantă pentru noi. Am decis, apropo de întrebarea noastră, ce este mai ușor, am decis că este bine ca oamenii tehnici, cu aceste competențe tehnice, să-i lăsăm să se concentreze pe acele joburi care le foloseau la maxim această expertiză și că ar trebui să aducem oameni cu profil de vânzători care să învețe de la oamenii noștri tehnici ce înseamnă produsul din domeniul agribusiness. Deci am început campanii destul de importante de recrutare. A fost extrem de interesant să ne definim un profil de om, pentru că Agricover-ul, așa cum l-am cunoscut noi, avea foarte multe lucruri bune și avea un profil de oameni care trebuia să fie păstrat și susținut, pentru că n-are sens să strici ceea ce este bun în organizație. Și atunci ne-am definit aceste profile, am început recrutări și
am continuat să ne punem problema cum facem să identificăm talentele și să le creăm acest cadru, așa cum spuneam, de exprimare, să recunoaștem această valoare și să o menținem în organizație. A fost un proces de schimbare destul de puternic. Dacă am pierdut și oameni buni în acest proces, cu siguranță. Dacă am fi putut să facem lucrurile mai bine, cu siguranță. Dacă sunt lecții învățate, o mulțime. Și desigur că sunt gata să le împărtășesc cu voi cu toată deschiderea și cu toată sinceritatea. Însă am făcut și multe lucruri bune și am reușit să ținem în organizație o serie de oameni talentați prin, zic eu, măsurile pe care le-am luat. Ce am făcut? Ne-am pus întrebarea dacă trebuie să continuăm să vorbim despre managementul talentelor și niște momente de criză, pentru că așa cum ați trecut toți prin momente de criză, au fost acei doi ani care ne-au înspăimântat pe toți în organizații, au venit și în domeniul agribusiness și ne-a pus la rândul nostru întrebarea, bun, ne oprim puțin din acest management al talentelor, luăm o pauză, ne uităm mai mult pe indicatorii de afaceri, ne asigurăm că nu pierdem și cred că cea mai bună decizie pe care am luat-o la acel moment a fost, chiar dacă am tăiat poate din foarte multe bugete, să nu tăiem deloc și din contră să continuăm să lăsăm să crească bugetul de training și dezvoltare. Consider și azi, uitându-mă în urmă și având, știți cum, inteligența omului de după război, că a fost poate una dintre cele mai bune decizii pe care organizația noastră a luat-o. Am continuat să investim, inclusiv în perioada de criză, bugetele noastre de training și dezvoltare, nu numai că nu au scăzut, au fost singurele care au identificat, care au înregistrat creșteri. Pentru că fără asta, orice plan în măreți am fi avut, probabil că n-ar fi putut să fie susținute în practică prin niște programe de evaluare, despre care am să vă vorbesc și am avut parte pe HART, despre niște programe de evaluare, mai departe ce facem, pentru că e clar că evaluarea ne ajută să identificăm niște zone de dezvoltare și trebuie să facem ceva și să acționăm asupra lor, și prin training, și prin coaching, și prin mentoring. Poate ceea ce am făcut în acești ani, din nou bine, aș spune eu, a fost că am crescut ponderea programelor de coaching, pentru că aveam acei oameni în organizație care puteau să le facă, și ne-am concentrat foarte mult pe transfer de know-how intern. Manageri cu experiență sau colegi cu experiență au fost lăsați să învețe alți colegi, au fost nu numai lăsați, ci încurajați să învețe alți colegi în acest proces de dezvoltare individuală. Ne-am mai pus întrebarea, ok, ce facem? Cum facem să fim siguri că identificăm talentele la nivelul organizației noastre? Sunt organizații care au luat decizia ca toată lumea să treacă printr-un proces de screening, da? Și în felul acesta să vadă dacă pot să identifice oameni cu talent în organizația lor și să aibă grijă de ei și să-i crească. Sunt organizații care au spus este totuși o investiție și ce-ar fi să ne uităm doar spre rolurile critice din organizație. Sau organizații, cum a fost și organizația noastră, care s-au concentrat pe key people. Key people nu înseamnă manager, neapărat, da? Și asta este important să precizez. Key people înseamnă, în definiția organizației noastre, oameni care în jobul lor pot avea o contribuție semnificativă, dacă își fac jobul bine, în creșterea performanțelor organizației. Și am ales să mergem pe ideea de key people, cel puțin într-o primă etapă. Asta înseamnă că din 630 de persoane vor intra în acest proces de evaluare și identificare a potențialului în jur de 150 de persoane. Ce am măsurat? Deja măsuram performanța de ceva timp. Primul lucru pe care l-am făcut când am venit în AgriCover
a fost să stabilim indicatori de management performanței. Performanța a început să fie măsurată încă de la început. Și ne-am propus să începem să măsurăm potențialul. Potențialul l-am definit împreună cu firma HART și am decis ce înseamnă potențial pentru organizația noastră. Aici este doar o mostră. Sunt patru elemente, de fapt, măsurate. V-am prezentat două dintre ele. De ce orientare pe schimbare? Pentru că AgriCover trece de o bună perioadă de timp printr-un proces de schimbare semnificativ, aș spune. Am început de la împărțirea business-ului pe unități de profit, să spunem, pe business unit-uri, ceea ce nu este simplu, pe rearanjarea oamenilor în organizație, pe aducerea de business-uri noi, pe închiderea unor business-uri care nu erau atât de performante. Deci este un proces organizațional de schimbare destul de puternic, inclusiv implementare de ERP, da? Care știm că pentru toate organizațiile poate să fie un challenge important. Și atunci mi s-a părut interesant să ne uităm să măsurăm potențialul din punct de vedere al capacității de a participa la o schimbare, de a fi orientat pe rezultate. Și nu numai. Am folosit, spuneam, instrumentele HART. Majoritatea dintre voi probabil că vă sunt cunoscute. Eu le-am cunoscut în cadrul programului de executive MBA unde, al ASEBUS-ului, unde am colaborat cu Mădălina la evaluarea individuală a cursanților. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a rezultat de acolo. Mi-a plăcut foarte mult ce posibilități de dezvoltare stăteau aceste instrumente. Exact cum prezenta și Bianca la început, am vorbit sau am analizat, am măsurat atât partea de trăsături ce se manifestă în condiții normale de zi cu zi, acel inventar de personalitate, acele dark side care ne impresionează pe toți, cum reacționăm în situații de presiune și am continuat să măsurăm și partea de valoare, care era important. Ca în tot acest demers al nostru în care am construit în paralel cu tot ceea ce vă povestesc și o cultură organizațională, să vedem în ce măsură valorile oamenilor noștri se potrivesc cu ceea ce vrem să creăm în organizație. După ce am făcut aceste evaluări, am început să așezăm rezultatele în acest minunat 9-box. Știu că este folosit de o serie de organizații. Am văzut chiar organizații prezente în sală care știu că folosesc acest INVOX. Aceste X-uri reprezintă oamenii și locul unde sunt ei în cadrul acestor INVOX-uri în urma unei prime evaluări. Acestea sunt cele patru elemente măsurate din punct de vedere al potențialului și definiția lor. Deci, mental agility, people, results și change, da? Elementele de schimbare. Definiția din punct de vedere al organizației noastre, din nou, probabil că fiecare organizație își definește diferit aceste elemente sau alege alte patru. Noi, împreună cu HART, am ajuns la concluzia că este ceea ce ne-ar caracteriza și ne-ar interesa cel mai mult să măsurăm. Și în urma acestor măsurători, am identificat aceste, sau repartiția oamenilor noștri, oamenilor evaluați, în matricea performanță-talent. Ce înseamnă acea matrice? Înseamnă asta. Înseamnă că pentru fiecare din căsuțe avem un plan de dezvoltare pe care trebuie să-l implementăm pe o perioadă de 2 ani de zile. Înseamnă că procesul abia a început. Este un prim val de persoane care au trecut prin acest proces, dar vreau să vă spun că feedback-ul este extrem, extrem de bun. Nici n-am apucat să vorbesc cu Mădălina și mă bucur că pot să-i spun asta de față cu atât de mulți martori. Oamenii ăștia au fost efectiv impresionați de felul în care, nu numai felul în care s-a derulat procesul, dar grija cu care împreună cu HART am putut să le dăm feedback, să discutăm cu ei concret pe ce planul de dezvoltare individuală putem să creionăm și ce putem face pentru ca ei să îmbunătățească acele elemente pe care consideră că
are sens să le îmbunătățească, pentru că le-ar aduce plus valoare lor, din punct de vedere individual, și jobului pe care trebuie să-l dezvolte.